Bună dimineața! Este luni 24 octombrie. Încet, încet trece și luna octombrie. A doua lună de toamnă. Mai avem o lună, iar apoi iarnă. Eu astăzi vreau să încerc să filmez un vlog. Bine, o să-l filmez pe mai multe zile, dar astăzi îl încep ca și idee. Încă stau în pat, nici măcar nu știu cât este ceasul, dar o să mă ridic pentru că mai am treabă de făcut. Suntem bine, suntem ok. Am intrat în duminică acum, duminica asta care vine. Facem 7 luni de sarcină. Mai avem 2 luni și scăpăm. Dacă aș lua-o după luni, dacă aș lua-o după săptămâni, aș avea un pic mai mult. Da. Da. Nu se știe când, nu știu niciodată. Eu pot să dați mai devreme sau mai târziu cu o săptămână, două, cine știe. Și săptămâna asta sunt un ușor mai liberă, să zic așa. Am aici un semn de la un coș. Săptămâna viitoare o să merg la analize și nu știu dacă o să fie vlog, adică cu siguranță săptămâna viitoare nu va fi vlog pentru că n-am cum să filmez. Luni o să fiu la analize, marți o să fiu prin oraș că am nevoie de niște hârtii, de niște chestii și nu o să... putem să, nu o să pot să filmez, cred că nici cealaltă săptămână nu o să fie vlog, habar n-am, dar eu v-am spus vouă că o să existe pauze din astea de vlog în săptămânile în care nu pot să filmez. Am treabă de făcut prin oraș, am chestii de rezolvat și nu vreau să includ aici toată viața mea. Nu sunt lucruri pe care oricum nu le filmez chiar și așa când filmez vlog. Deci, da... am spălat sâmbătă, până la ora 9 seara, am spălat 5 mașini de haine. Nu știu cum e la voi, dar la noi se strâng foarte multe haine. Oricât aș spăla de zi, tot mi se strâng haine, adică nu știu. Spălasem luni și sâmbătă când am spălat, deja aveam 5 mașini. Pentru că schimb foarte des prosoapele de la baie, le schimb foarte des pe cele de la bucătărie. Pe cele de la bucătărie le schimb imediat cum se udă, eu nu le pun la uscat să le folosesc chiar. Nu, dacă au apucat de saudat, eu le pun la uscat, dar le bag la coș să le spăl. Și acum, cum începem să ne îmbrăcăm mai gros, când ne schimbăm hainele, încarcă coșul. Am fost săptămâna trecută vineri și am mai cumpărat lucruri pentru bebelină. I-am cumpărat cădiță, șervețele umede... un pic de pamper și nu mulți, așa, pentru început să zic. Dischete de machiate, ce am mai luat. Bețișoare de urechi. Nu știu ce mai luat. Am luat niște pastile, că ne mai trebuia niște, de fapt lui Andrei trebuiau niște pastile în casă. Pentru că eu nu mai pot să iau pastile de cap sau ceva. Nu știu. Am mai luat oricum chestii pentru ea, nu-mi vin acum în minte. M-am mai luat și pentru mine când o să intru la... o să mă duc la spital, m-am luat și pentru maternitate. Cămașă din aia de noapte, o bustieră, lucruri. Poate o să vă arăt bagajul de maternitate când o să-l fac, dar nu o să se întâmple acum. Lucrul ăsta o să se întâmple mai târziu. De astăzi mi-am propus să renunț la cafea, efectiv, de tot. Sau cel puțin acum, în perioada asta, cât încă mai sunt însărcinată, vreau să renunț la cafea. Nu știu de ce mi-a venit pur și simplu așa, n-am nicio problemă, pot să beau cafea. Acolo am ceai în cana aia, dacă vă întrebați. Și mi-am propus că, nu știu, pardon, pot să-mi iau energia din alte lucruri, pot să... nu mi-aduce niciun
aport de nimic cafeaua, doar de energie și atât. Și aia când este, că atunci când efectiv n-am chef să fac nimic și așa, nu, o să-mi dai 15 cafele că nu fac nimic. Și da, o să renunț la cafea, o să renunț un pic la zahăr, pentru că luni o să merg să fac testul ăla de toleranță la glucoză și trebuie să nu mănânc zahăr dulce cu 3 zile înainte. O să încerc să răresc așa pe parcursul săptămânii, iar de vineri nu o să mai mănânc deloc zahăr. Pentru că nu vreau să mă găsească cu diabet gestațional, chiar dacă nu am simptome sau nu văd. Așa nu vreau să fie. Oricum mi-e foarte frică de testul ăla, nu știu de ce. Și da, cam așa stă treaba cu noi. Am destrâns încă un uscător, unul l-am strâns ieri, uscător de haine. Și pe celălalt o să-l strâng astăzi, pentru că ieri încă mai erau de lucrurile. Să spăl vasele, să-mi fac ordine prin casă, să merg la magazin, știți și voi, chestiile uzuale. Astăzi nu cred că o să ies deloc prin oraș, poate mâine, adică mâine sigur trebuie să ies, pentru că am de plătit niște facturi și trebuie să ies să le plătesc, cred că pe după amiază încolo. Și cam atât, cam asta, aștept și un colet, dar nu pot să vă arăt ce conține, pentru că nu e pentru mine, e pentru cineva care probabil mă urmărește, habar n-am. Și nu vreau să vadă. O să trebuiască să iau și niște cadouri, pentru că pe întâi o am sărbătorită pe soacra mea și pe nouă, pe una din fetițele nașilor. Și atunci trebuie să le iau la amândouă câte ceva. Și o să trebuiască să iau și niște cadouri, dar o să iau de la Pepco. Am fost la Pepco vineri, dar nu v-am filmat. Mi-am luat și o lumânare, poate o să vă arăt astăzi. Care miroase a trandafir, miroase fantastic. Deci când îi dau, când o aprind, miroase în bucătărie, pe hol și în sufragerie și în balcon. Pentru că am în sufragerie și miroase așa pur și simplu peste tot. Miroase incredibil. Nu știu, mie îmi plac mirosul lumânările de la Pepco, pentru mine e miros, efectiv. A venit Andrei de afară și o pornisem, dădusem drumul la lumânare, o aprinsesem și mă întreabă, a ce miroase ești, că miroase așa de frumos, dar zic că am aprins lumânare, mamă, dar cât de frumos miroase, nu venea nici lui să creadă că la bani. Eu aia să miroase atât de bine, este o lumânare din aia la 21 de lei, eu am mai avut și am trecut vreo două și acum am luat una așa ca să fie pentru toamnă, nu neapărat că o să ard în permanență, pentru că știu că nu este ok să aprinzi lumânări când vine bebe sau așa, pentru că fumul ăla este nociv, dar acum, pe perioada asta a toamnei, încă o lună cât mai e toamnă, și o aprind așa în fiecare zi câte puțin. Și da, astăzi vreau să-mi termin primul episod din Harry Potter și să începe al doilea. Ieri mi-am vopsit sprâncene. Se doar vopsea. N-am fard. Și mi-am făcut și unghiile sâmbătă. Nici vi le-am arătat. Aici pe inelar am o frunzuliță și mi-am făcut un French scurt cu colțurile rotunjite. Cu alb și cu un roz palm, mă rog, pare culoarea pielii, dar e un pic mai roz. Îmi plac foarte mult, sunt foarte finuțe, foarte scurte. Dacă ar fi fost după mine, le-aș fi vrut mai scurte. Dar momentan atât s-a putut, dar o să le mai scurtez. Nu știu cât timp o să mai merg la unghii, pentru că... Vai, Doamne, cât m-am chinuit sâmbătă cât a fost la unghii. Foarte tare, pentru că n-aș poate să stai să stai numai în fund 2 ore jumate. Aveam nevoie la baie. Nu poți să te duci la baie pentru că ai gelul mâna, ori în lampă, ori pilește, ori gelul, dacă îl scoți din lampă, e lipicios și când ți-ai lăsat pantaloni, se lipesc toate cele de unghii. E foarte incomod. Deci deja de acum simt că nu mai pot eu să mai stau. Nu e vorba de altceva. Pur și simplu nu mai fac eu față să mai stau 2 ore jumate într-un loc fără să nu fac eu chestiile mele. Na, ca fiecare gravidă, știți și voi. Dar...
Da, nu știu cât o să mai rezist la unghii. Eu sper să mai rezist și data viitoare, pentru că aș avea nevoie și data viitoare. Dar după aia nu știu ce o să se întâmple. Bun, vă las că am făcut intro de 10 minute și sigur vă plictisesc, ne auzim mai târziu. Vardan, că am cumpărat un clipul cu o cumpărături, Vardan, că am luat acest dispozitiv pentru băgat în priză. Este cu 3 recipiente din astea, este de la Ambipur. Și o să vă arăt și vouă cum funcționează. Pur și simplu îl pui așa în priză. Și are aici niște LED-uri care, nu știu dacă se văd, ia, să opriți blițul. Da. Care la fiecare 45 de minute emană câte un miros dintr-o esență din asta. Deci după ce trece cele 45 de minute de aici, se mută aici și tot așa și emană câte un miros la fiecare 45 de minute și chiar miroase foarte bine și îl pun aici și miroase și în baie și în dormitor și pe peste tot. Mi-am făcut rutina de skincare, mai am cremă pe aici pe la nas, neîntinsă. Mă pun să îmi pun un corector și o pudră pe față și un ruș probabil și cobor la magazin, cobor să-mi duc gunoiul, am pus la fiert și vreo 5 ouă, două să le mănânc eu și trei să-i le pun lui Andrei la el. Mi-am strâns și rufele de pe uscător și cam cu asta mă ocup astăzi. Și aproape am terminat. O să merg să-mi iau produse. Aici mi-am pus niște rujuri pe care aș vrea să le folosesc. Au fost mai multe, dar am tot folosit. Am zis măcar unul pe zi să folosesc. Chiar dacă mă dau o singură dată pe zi, astăzi le-am pe asta de la Rita Ora, Rimmel London Rita Ora. Nuanța este asta, este un roșu. Și am aici mai multe nuanțe pe care aș vrea să-l folosesc, inclusiv paleta asta de la Kiko. Și am zis, am obosit tare, am zis măcar, măcar o dată să reușesc să le folosesc pe toate în tot anul. Adică în fiecare zi îmi aplic câte o nuanță pe buze. Așa știu că le-am folosit anul ăsta, spre exemplu, pe toate. Și astea mi-au mai rămas pentru că eu aici am un din ăsta plin. E pe straturi aici. E plin cu rujuri. Și pe astea le-am folosit anul ăsta măcar o dată. Așa că a rămas doar cele de acolo, cele pe care le-ați văzut voi. Și aici îmi țin eu produsele de make-up. Nu sunt cele mai drăguț aranjate, dar mi-e suficient pentru că nu mai dau atât de multă și mare importanță make-up-ului în ultima vreme. Prefer să mă axez pe alte lucruri. Dar aici am un container pentru urină, pentru că o să merg la analize, v-am zis. Și acum o să merg să-mi un pic fața, doar îmi pun corector, pudră și rujul același, atât, nimic mai mult, pentru că n-am stare. Și cam așa stă treaba la noi. Neața, este marți, aseară n-am mai filmat nimic, dar acum vreau să vă arăt ce am primit de la mami, pentru că mi-a trimis pachet de dimineață. O grămadă de chestii. O să vă arăt și vouă așa în mare cam ce am primit. Nu chiar tot. Aseară a venit așa și mi-a adus sudocrem. Haideți că întorc camera să vă arăt. Problema e că nu știu unde să vă pun. Ca să vedeți. Nu e ok aici că bate soarele. Dar nu știu unde să vă pun. Sper să stați. Așa e ok. Aici e și burtica mea. Vă spuneam că mi-a luat așa sudocrem. Este cremă pentru bebeluși. Mi-mi dau seama că nu mă vedeți, dar na. Ser fiziologic, tot pentru bebe. Și
absorbante din astea, absorbante din astea pentru sâni. Zic eu că o să am nevoie. Așa arată. Sunt ambalate individual. Știți, când aveți lapte, o să se vadă când curge colostru și așa mai departe prin haine, și ca să nu se vadă, eu o să folosesc din asta, pur și simplu. Mai pot să pun cutia la loc, capacul. Și mi-am luat ea de la BBT și acum mami m-a mai luat unele lucruri pentru bebe și pentru mine. Mi-a luat în primul rând pijamale. Nu știu de ce vedeți așa. Mai puțin. Chiar să vă pun în altă parte, să schimba și camera, da, mă scuzați. Ia să vedem. Ce mai bine? Da. Mi-a luat pijamale. Sunt roșii, așa arată. Sunt foarte bune, foarte groase. Ea le-a gândit ca fiind pentru spital, dar eu pentru spital mi-am luat și o cămașă de noapte. Și așa arată bluza. E cu iarnă. E Hello Winter, foarte drăguț. Apoi mi-am mai luat niște șosete din astea de cucolino. Așa, diferite modele. Aici mi-a trimis niște biscuiți. Așa arată. Nu știu să vă arăt fiecare lucru în parte, dar sunt foarte multe chestii. Mi-a trimis și doi dovleci de grădină. O să mă pun să-i spăl și să-i pun pe aici. Și viță pentru sarmale. Aici am fulgi de cartofi, soia și sare de lămâie. Pentru bebe mi-am mai luat șervețele umede din asta de la Pampers. O suzetă. Un șampon de la Johnson's Baby. Și aici ce mai avem? Bețișoare de urechi, deci mama tot mama e. Mă ajută foarte tare, nici nu aveți idee. Ulei din ăsta de bebeluș. Mi-a luat până și răzătoare, deci eu nici n-am născut și i-am face diversificarea la copil. Mi-a luat și răzătoare din asta de sticlă. Pentru că mi-am adus eu aminte că atunci când eram eu și fratele meu mici, aveam răzătoare din asta. Și a zis, dacă mai găsesc, îți cumpăr. Și a găsit la ei la magazin la țară acolo. E din sticlă și e pur și simplu răzătoare. Exact așa aveam noi când eram mici. Și m-am bucurat așa de tare că a putut să o găsească. Și văd că a fost 10,50 lei. Și a fost nici foarte, foarte mult. Uitați așa, s-o bag înapoi aici. O făceam, răzătoare o făceam. Oricum am talentul să scap lucruri pe jos. Și m-am mai luat pudră pentru bebe, săpun pentru bebe, vată. Apoi aici mi-a luat și, da, și așa de la Bella. Aici mai am niște suzete. Eu o să le sterilizez, am sterilizator de biberoane și suzete și o să le sterilizez. Și aici am biberoane. Sticle. Asta este mai mic, din câte am înțeles eu de la ea, că mi-a luat două modele. Ia să vedem. Uite așa sunt. Și are mai multe tetine din astea înăuntru. Și vine așa cu capac. Și mi-a zis că mi-a luat două așa mai mici. Mai mici însemnând de 125 de ml. Și două mai mari. Că astea mai mari au cât au? 250 de ml. Uite așa. Sunt mai mari astea. Și mi-a luat și două din astea. Două cu două. Un săpun de la Dove. Aici a făcut mătușa mea a făcut condimente în casă,
cu ierburi, cu diferite chestii. Le-a dat prin rășniță și mi-a trimis și mie un borcanel. Iar aici am comanda de la Avon. Mi-am luat setul ăla la 35 de lei. Gel de duș cu cocos și fructul dragonului. Ia să vedem cum era. Vinișor. Spray cu același miros, spray de corp. Loțiunea de corp. Din asta mare la 400 de mililitri cu rodie. Spumantul de baie, tot același miros cu gelul și cu spray-ul, e din același set. Și o cremă de mâini cu miros de iasomie. Și cam astea sunt toate lucrurile pe care le-am primit azi de dimineață de la mami și alea acolo. Acum mă pun și eu să le pun pe toate la loc. Văd că aseară am uitat mâncarea pe aragaz, trebuie să o pun și pe aia la loc. Astăzi vreau să fac niște vinete cu maioneză, un piure cu cărniță de porc pe grill. Trebuie să ies și prin oraș, am mai multă treabă de făcut astăzi. Dar ne auzim pe parcursul zilei și poate vă mai arăt în altă, dar am vrut să vă arăt chestiile astea, că mi s-au părut drăguțe și interesante și poate, nu știu, poate vă dau idei, habar n-am. Dar mami tot timpul face așa, ea tot timpul îmi cumpără chestii și mi le trimite. Mi le-a trimis astăzi de dimineață la 6:30 pe fratele meu, că el trece la muncă în fiecare dimineață și mi le-a trimis pe el și da, mă bucur foarte tare. Cel mai mult mă bucur de faptul că mi-a găsit răzătoare din asta, din sticlă, cum aveam noi când eram mici. Și uite că o să aibă și micuța mea acum. Da. Mă pus să spăl și dovleciștea să-i pun la loc. Din dovleciștea aș vrea să fac o supă cremă. Și să cură, să-i toc, să-i pun la congelator, dar vedem când ai avea timp și stare. Momentan mă pun să-mi pun toate treburile la loc, să-mi fac ordine și ne auzim mai târziu. M-am apucat aici de făcut vinete și am zis să mai stau un pic cu voi. Am aici sare și chili. Și o să fac cu maioneza asta de post pe care ați văzut-o în clipul cu cumpărături. Astăzi o să mi se livreze și coletul acela despre care vă spuneam, că nu pot să vă arăt ce este înăuntru. Pentru că este pentru cineva care este posibil să mă urmărească aici și nu vreau să stric nimic. Și da, mi-am curățat cartofii pentru piure. Am crezut că am scos din congelator o pungă cu carne făcută felii, bucăți așa pentru friptură, dar nu s-a întâmplat asta. Am scos o pungă de carne de porc cu bulețe. Așa că schimbăm meniul, fac tuchitură. Nu mai fac cărniță pe grill. Asta este. Am băgat și aspiratorul, l-am mai risit, am făcut ordine prin toată casa. Ne-am pus toate lucrurile de la mami la loc. Ce am mai făcut? Am făcut un pic fața, adică concealer, pudră, sprâncene și un pic de ruj. O să vă arăt. Și cam atât. Așa să vină comanda, după care merg și la magazin. Treabă. Fac așa cât pot. Sunt la a doua zi fără cafea și pot să zic că simt cumva nevoia de cofeină, pentru că nu mai am energie, efectiv, nu am energie deloc. Mine vreau să fac și o ciorbiță de porc și niște păstări, ori cu maioneză, ori cu usturoi, nu știu, vedem. Vedem ce zice și Andrei de seară, poate fac combinat, că merge maioneză cu usturoi. E bun la gust și mai avem și varză cu
afumătură. Ca și mâncare gătită, asta vă zic așa ca să vă dau și vouă idei. Așa arată fața mea, camere murdară. Așa arată fața mea. Concealer pudră sprâncenele un pic cu fard și ruj. Am un ruj de la Essence, parcă pe buze. Din alea ce v-am arătat eu că vreau să le folosesc măcar o dată pe... măcar o dată în anul ăsta. Și folosesc din ele așa în fiecare zi câte unul. Mi-am spălat dovlecii, mi-am pus pe calorifer acolo. Acolo. Și cum să vă arăt? Da, i-ați văzut. Am lăsat geamul deschis aici la bucătărie pentru că na, se mai aerisește, l-am și pe cel de la dormitorul mic deschis. M-am schimbat. Afară este soare, dar astăzi pe 25 octombrie, când filmez eu, va fi eclipsă de soare. Pe la 12 se va vedea și la noi în zona noastră, dar nu o să fie parțială, nu o să fie totală, așa că... Da, o să treacă repede și mai amestec aici în vinete, văd le gust, văd ce mai trebuie făcut la ele. Vi le arăt și vouă și ne auzim mai târziu. Așa arată vinetele mele. O să pun în caserola asta câteva linguri să-i pun lui Andrei la pachet. Și aici ce mai rămâne ca să mâncăm. O să mănânc și eu un pic. Pentru că trebuie să-mi iau una din pastile. Deși de dimineață am mâncat un măr și câțiva biscuițe din aia de v-am arătat că mi-a trimis mami. O să mănânc și niște vinete. Ca și prânz, să zic așa. Și da. Ne auzim mai târziu. Again, ne auzim mai târziu. Trebuie să nu mai zic fraza asta, dar nu pot să mă lipsesc de ea. Am făcut câteva cumpărături, dar din păcate nu pot să vi le arăt pentru că sunt niște cadouri. Și persoanele cărora le doresc aceste cadouri îmi urmăresc clipurile, da, câte o pungă. Îmi urmăresc clipurile și n-aș vrea să strig surpriza pentru că vlogul ăsta apare înainte să dau efectiv cadourile. Dar eu le-am luat mai devreme. Am fost în oraș, acum am venit mai pas în rău, toate obosită, pur și simplu. Nu să mă pun să fac de mâncare. M-am zis că vreau să fac piure și o tăchitură, nu mai fac cărniță pe grill. O să beau un pic de apă, mă schimb și mă apuc de treabă. Îmi pun toate treburile la loc. Mâine trebuie să merg la medicul de familie cu niște chestii. Și pe la primărie să plătesc ceva taxe. Așa, și pe la... la medicul de familie și la primărie atât. Pentru că în seara asta am rezolvat o parte din lucruri. Și... încet, încet le fac pe toate pentru că mi-e foarte greu, sunt super obosită acum. Am mers foarte încet, dar am obosit pur și simplu, am obosit pentru că plasele au fost destul de grele, nu foarte grele, dar destul cât să mă obosească pe mine situația mea. Și da, să-mi pun toate astea la loc și ne mai auzim. Again, aceeași frază de încheiere. Arăt că din Pepco mi-am cumpărat pentru mine treaba asta. Este un set din ăla cu ceară pe care îl pui în lampa aia cu aromaterapie, așa arată, lampa de aromaterapie. A fost 7,50 și miroase a măr și scorcior din colecția de iarnă. Au băgat chestiile de iarnă la Pepco și am mai luat această lumânare, dar pe asta o luasem deja, este cea de care vă ziceam, acesta este mirosul. Velvet, Rose and Wood și miroase fantastic. Și mi se pare că arată bine aici pe masa din camera murdară, ca de obicei, pe masa din sufragerie. Mi se pare că dă bine, așa. Și chiar sunt curioasă, n-am mai folosit niciodată ceară din asta, pur și simplu trebuie să rupi un cubuleț din asta, să pui sus și de sub să pui lumânărică din aia, pastiluță. Așa cum arată aici, unul sau două cuburi, dar cred că o să
încerc cu 1. N-avea decât varianta asta, că aș mai fi luat, dar da, atât mi-am luat pentru mine. Bună dimineața! Este miercuri, cred, dimineața. Eu vin din oraș, am fost de cântării m-am măsurat la medicul de familie. Am mai luat undeva la 2 kg, cam așa, și 3 cm în burtică. Deci burtica mi-a crescut, asta mă bucură cel mai tare. Încă n-am ajuns la kilogramele acelea când eram eu plinuță. Mai am 1 kg ca să ajung până acolo. Nu, 1 kg. 1 kg jumate ca să ajung până acolo. Și am trecut și prin piață, am fost și la primărie de mi-am plătit anumite chestii. Și voiam să vă arăt ce am luat din piață, nu mare lucru, dar na. Vreau să fac ciorbă și mi-am luat așa pătrunjel, că era foarte, arăta foarte bine 2 lei legătura. Mărar și ăsta arăta bine. Și o legătură de uștean pentru ciorbă. Și 1 kg de ceapă din asta roșie, așa, lungă. De la magazin, de la colț, am luat 10 o pâine și bor și v-am zis că fac ciorbă de os. Și am luat lăptic proaspăt de vacă de la oameni din curte, casă, să zic așa. Și asta am cumpărat din piață. Acum mă pun să-mi beau ceaiul pe care mi l-a făcut Andrei și nu l-am băut de dimineață. Mi-l încălzesc, bineînțeles. O să mă schimb, îmi pun toate lucrurile astea la loc. O să pun laptele la fiert, dar o să fac doar 1 kg. Nu știu, cred că îl fac cu orez. Da, o să-l fac cu orez mai bine. Și fac și ciorbica astăzi, fac și păstăi cu maioneză. Nu e cea mai bună combinație, ciorbă cu păstăi și cu lapte, dar merge. De mai curăță stomacul, masele. Și după aia mă apuc de treabă după ce îmi beau lăpticul. Da, ne auzim mai târziu. Pa. Mi-am pus puțin lapte cu orez să mănânc. Ciorba e pe foc, am terminat laptele. Mai am să pun vase la loc și să spăl altele. Și da, cam cu asta mă ocupam acolo, vase de spălat, gunoi de dus. Mai am chestii de făcut prin casă, dar na, azi fiind și sărbătoare, nu fac decât mâncare și atât. Bine, și azi și mâine sărbătoare, dar da. Am aici ciorbica mea, am dat-o jos de pe foc și fierbe pe grăsie, da. Este cu os și arată foarte bine și miroase foarte bine, abia aștept să mâncăm de seară. O să mi-aduc cu soacra mea niște alte iute pentru ea și da. Mai am aici un pic de treabă, trebuie să-mi curăț aragazul, așa fac eu aragazul când fac mâncare. Și să termin și curățenia. Și vă ziceam că vreau să renunț ușor-ușor la cafea. E bine, m-am vorbit cu soacra mea mai devreme și îmi zice, fac, îmi beau o gură de cafea și după aia mă apuc să fac amandină, zicea că face. Și mi s-a făcut o poftă de cafea când am auzit-o. Mi-am făcut și eu o cafea și am pus lapte din ăla de vacă. E bun, îmi place. Și mai am aici, nu o să o beau pe toată, bineînțeles, că e foarte multă. O să mai beau 2-3 guri, dar o să mă ajute mult cu energia. Mi spăl aragazul, îmi pun ciorba înapoi pe aragaz și laptele până se răcesc, le pot băga la frigider. Și merg afară să duc noi, afară e foarte însorit. Și chiar e bine. Și da. Știu că mă vedeți prost, dar asta e pentru că n-am aprins niciun bec încă. Este în jur de ora 6 și voiam să vă spun că am pus un cubuleț din ăla de ceară parfumată de vară, am cam luat aseară de la Pepco și efectiv miroase în toată casa, măr copt cu scorțișoară, nu există așa ceva, trebuie să merg să mai cumpăr pentru că sunt fantastice. Deci nu credeam că o să miroase pur și simplu, miroase peste tot.
Și am pus în bucătărie și acum sunt în sufragerie și miroase și în sufragerie, deci e bestial. Merită cei 7,50 lei, nu mă așteptam să miroase, oricum eu știu că lumânele de la Pepco în general miros. Și asta nu face excepție. Bună dimineața! Este joi. Eu mi-am terminat treaba și astăzi este sărbătoare. M-am pensat, nu mi-am văzut sprâncenele, doar m-am pensat și mi le-am stilizat așa un pic, mi le-am tuns. Acum îmi încălzesc cu puțină tăchitură să mănânc 2-3 bucățele așa de carne. Mi-am luat o pungă de chipsuri cu pui la rotisor, pentru că efectiv când am intrat în magazin, cumprase un copil și mi s-a făcut poftă. Și eu o să mă pun să mănânc. Mi-am pus, m-am zis, un pic fața, sprâncene, concealerul ăla de la Maybelline Anti-Age, de eraser, ceva. Pe buze am lip cream-ul de la lip cream, lip stain-ul de la Sephora, nuanța 17, pudră și iluminator și atât. Andrei astăzi este la 8 ore, ceea ce înseamnă că vine la 3:30 acasă și o să închei vlogul astăzi, deși n-am făcut mai lucru, nu v-am arătat nu știu ce chestii, dar ca idee astăzi o să închei clipul. Sper că v-a plăcut clipul și sper că v-am bucurat cumva. Mâine am foarte multe haine de spălat, pentru că n-am spălat, că au fost 2 zile de sărbătoare și n-am spălat și mâine am multe haine de spălat. Și asta, cu asta o să mă ocup mâine. O să spăl hainuțe multe. De mâine, gata, dietă fără zahăr, adică nu o să mai am voie să mănânc zahăr. Pentru că luni merg la analize. Și nu mai am voie, pur și simplu. Da, așa că ne auzim mai târziu când, nu știu, când o să închei vlogul, probabil.